Frumos? Da. Fain, nu? Dar cum ce nu-mi place? Da, dar acum deci chiar suntem primii, nimeni nu-i la pește. Nimeni. Bună dimineața, prieteni, și bine v-am găsit la un nou vlog. Toată lumea să scrie acum în comentarii hashtag căcat în traistă, hashtag căcat în traistă. De ce? Pentru că am venit la pește și avem nevoie de mult căcat în traistă. Avem firul întins. Da, am venit la pește cu Neadi și nu e nimeni încă. Sunt vreo 3-4 lote pe partea aia, dar la pescuit nu e nimeni, nimeni, nimeni. Așadar, m-ați rugat să mai fac, băi, e focusată camera sau nu? Ok, acum e. M-ați rugat să mai fac vlogul la pește, așadar am venit să facem un vlog la pește. Bineînțeles, să facem și baie. Suntem la Doaga, plaja Doaga, unde poți să și pescuiești, să faci grătar, să stai cu portul. Ați mai văzut vloguri, dacă nu ați văzut, uitați-vă la ele, pentru că e un loc foarte frumos și o să vedeți și astăzi. Așadar, eu presim că astăzi să fie o zi faină și o să prindem ceva. Așadar, puneți acolo un mare like și să înceapă vlogul. Cât e de liniște și cât e de frumos. E dimineață, e ora 7 și ceva. N-am reușit să venim mai devreme pentru că e destul de departe de noi. Și ia uite cât e de frumos. Wow. Și limpede, limpede, limpede. Mai e acolo un pescar. Acum a venit. Da, o să ne alegem acum locul. Da. Și-a uitat pălării aici. Da. Dar mai aici? Da. De data asta am venit pregătiți cu vermuși, cu boabe speciale, pâiniță, scăunel, scule și tot ce trebuie. Așa că sperăm să fie bine. Am pus două ace, am pus și vermuși roșii și vermuși albi. Să vedem la care trage prima dată. Fuck. Mai scot o uniță. Spuneam că e frumos și s-a stârnit acum vântul. Vreau să încerc puțin în partea asta, unde am dat și data trecută. Pentru că acolo bate vântul și aici e adăpost. Aici e mult mai ok. Să vedem.
Sunt locuri pe alese. Ia uite-l, direct în mal. Ia uite ce frumoasă e reginuța asta, nu știu dacă o vedeți. Cred că dacă încerc, o prind și de aici. Nu știu dacă merge să o prind de aici. Am dat la ea. Exact la nasul ei. Am lăsat vermușul exact la nasul ei. Deci pe bune, dacă o prind... Nu cred, s-a agățat. S-a agățat, deci o prind din mal. Fii atent, din mal, adică... Așa, nu știu dacă se observă până acolo. Îi dau vermușul la nas, la reginuță. Mamă! Hai, agață-te! Deci e la nasul ei. Nu știu dacă se vede GoPro până acolo. Mă, hai, hai mă, s-a agățat o dată. Dar am tras-o prea devreme. A mai venit una. Uai, ce frumoase sunt. Nu știu dacă vedeți până acolo, dar super frumoase. Sunt două, una lângă alta. Hai mă, agață. Aici cred că vin. Cred că vin aici. Ia uite ce a sărit în față. Hai reginuță. Ia vermușul. Băi, deci mă chinui să-l dau pe la nas, dar nu vrea. Deci mai devreme l-a agățat. Ia uite, hai că-l agăț. El trebuie să-l dau pe la nas. Deci îl mângâi cu vermușul. Uite cum sar în fața mea pește. Nu vrea, nu mai fraieresc. Bă, deci e exact aici. Hai mă, ia-l. Hai că iar a vrut. A avut o tentativă. Deci nu-l vede, nu înțeleg. Hai mă! Deci pe bune, prind peștele la mal. Gata, hai ia-l. Bă, se chinuie, dar nu înțeleg. A rupt din el. Băi! Rupe din vermuș, dar nu înghite cu totul. Ia să-i dau eu mai în față. Acolo. Nu, deci aici cred că vin, că îmi place locul ăsta, arată foarte fain. Ia uite câți pești s-au adunat. S-au adunat o mulțime. Gata, aici vin. Pac, pac, deja pleacă cu pluta. Dar sunt trei amici. Trebuie să vină unul mare. Băi, deci, nu știu dacă vedeți. Deci e reginuța asta aici. Deci e reginuța exact acolo. Și mă chinui să o prind. Nu prea îmi plac reginuțele. Sunt mai mult oase, nu sunt foarte bune. De ce îi spune reginuță sau regina bălții? Pentru că e un pește răpitor și se mulțește foarte repede, cucerește toată balta la propriu. Deci dacă bagi dintre ăștia într-o baltă cu pești de-ai tăi, ai să rămâi fără ei în mare parte, o să distrugă tot habitatul. No, gata, aici vin. Deci, hai că mă duc să-mi aduc aici tot. Aici bate vântul tare, acolo e adăpost. Da, hai să iau vermușii. Da. Deci aici nu mai e, mi-aduce spre mal pluta. Bate vântul exact în direcția asta, pe când acolo e adăpost. E mult mai ok. Așa că schimbăm locul. Ia uite, nu cred, a tras-o? Nu, am tras-o eu. Nici nu s-a atins în partea asta. Hai mă,
Ii, vino cu anul, te juca cu mine. Da. Ok. Hai să duc acolo, să instalăm tabăra. Hai că am băț ăsta lung, 6 metri, are cineva azi care 5 metri, are 6 metri. Scrie și pe ea, unde-i? 6 metri are. Așa că pot să stau lejer sus, în mal. Cealaltă e mică, are 3 sau 2 jumate. Așa, și acum sperăm să avem ceva trăsături mai faine. Ia uite cât de frumos aruncăm de aici. Opa, stai că mi-am... Mamă... Giu. Arunc de aici, dar cred că o pun mai jos, de aici, așa. Așa. Și acum trebuie să aruncăm și niște nadă aici. Nici n-am nevoie de nadă, uite, deja trage. Da, așa ar fi culmea că să nu ia din prima. Dacă avem aici, nu știu dacă vedeți cum sar pește prin partea aia, vine răpitorul și îi fugărește. Trebuie să bag eu. Gata! Am prins-o la mal. Am luat-o. Am luat reginuța la mal. Nu știu dacă, sper că filmează GoPro. Asta filmează? Asta filmează? Deci în mal, la 10 cm de mal, m-am chinit cu GoPro. Uitați-o. Reginuța, regina bălții. Unul dintre cei mai frumoși și colorați pești. E un pește răpitor. Doar că ce nu suport la ăștia e faptul că, bine, asta am reușit eu repede să o scot. Când înghite acul cu viermuș, cu ce pui tu acolo, în principal la viermuș, îl bagă până în fundul gâtului și te chinui să-l scoți. Wow! Acul a băgat așa, ușor. Da, nu se va foarte mare. Ajung, să zic, la 20 de centimetri, 25 de centimetri, cam așa poate să ajungă regina bălții. E mai mult oasele din ea, e plat așa. Se și observă, e un pește foarte frumos colorat. Da, și înțeapă creasta din spate. Deci așa arată. E extraordinar de frumos, mie îmi plac. Prindeam ăștia încă din copilărie, foarte mulți. Prin orice balte găsești în principal, dar în momentul când încep să invadeze balta, începe să scadă restul peștilor de acolo. Atacă tot, da. Hai să o scot acum. Da. Sincer, ăștia nu-mi plac, așa că o să-i dau drumul. Da, o să-i facem eliberarea imediat. Da, ok. Ha, mi-a dat puțin de furcă. Am prins-o exact aici, așa că o să... Ce a fugit, băi, nici n-am apucat, mă, s-o las. S-a sărit, efectiv. S-a băgat pe acolo. Da, sunt foarte multe reginuțe dintre astea pe aici. Uai, ce cald e apa. Da. Văd că la aia tot trage, dar momentan nimic. Hai să o mai scot, să văd. A, dar nici nu mai am umeală. Bă, mi-am mâncat tot. Am mâncat din abelace. Da, eram sigur. Dacă nu tragi și nu ești pe fază, cam asta e problema. Trebuie să stai să încerci, pentru că vin piticăniile astea și smulgă bucățică cu bucățică. Pac. Număr până la 10. Nu ajunge pe fund și deja încep să trag. Ia uite, deja începe să tragă. Pac, pac, pac. Da, atunci când pleacă cu ea, atunci e cel mai ok. Hai, fugi cu ea. Iiii. Prima roșioară. Am prins adineaură reginuță, dar i-am dat drumul. Mare, aia la mal aici. Măricică, nu mare, da? Na. Prima roșioară, mică, mică. Cel de-al doilea pește, o roșioară. Mică. Printre ochii a ieșit acum. Dar n-are nimic, adică na. Ok. O să o eliberez, pentru că e mică. Da. Bă, iese bun, începe să tragă. Asta îmi place când pescuiești. Măcar să tragă, nu contează ce prinzi, vii de distracție. Nu să mănânci
așa ceva, da? Pleacă! Ia uite! Ce cu asta, măi? Cât degetul e mai mic? Băi, ce roșioară mică, ceva mai mare, mai frumoasă, ia uitați. Asta e o mititică. Hai la loc, treci. Pac, sari. Dar așa că, vermușul, da. Deci abia arunci și deja începe să tragă, nici n-apucă să ajungă pe fund. O clincă, ne? Dar sunt pitici de ăștia. Trebuie să aruncăm nadă să vină aia mai mare. Gata. Ah, prea devreme. Bă, deci nu vine să crede, fiți atenți. Ia uite-o. Ia uite. Ai, da. E băgată. Da, așa măcar să nu moară, să... Da, stai să... Ah, să ai... A murit? N-a murit. N-a reușit să... Stai așa să... Ia uite. Stai. Stai să respire. Da, deci... Eu tocmai am fost la o mică partidă de scufundări. Am făcut-le pe plajă acum niște scufundări. Și între timp am lăsat undița în apă. Am lăsat-o cu vermușii. Și noroc că mi-a scos-o, a văzut că trăgea și a prins-o și tuculiță. Da, cam cât palma. Bine, e mică, e subțire. Da, așa că e amețită, e amortită. O face pe moartă, dar nu e moartă. Da, n-ai clește? Ha? N-ai clește? Ce faci? Nu, nu! Ah, stai! Ah, cu ăsta la altul. Ah. No, stai așa. Nu, clește de la special, de scos din gură. Nu, de la n-am. N-ai? A. Ai, da, ce dinți are, stai așa că... E exact în fundul gurii acolo prinsă. Și asta înghite tot. Cu un băț. Stai așa că... Nu vreau nici să o rănesc foarte mult. E mai complicat. Haide, băi! Ah, nu pot să bag, că are dinții ăștia ascuțiți. Da, stai așa. Da, deci să lipsești de lângă băț și să prinzi o știuculiță. O mică știucă. Da. Care a înghițit și asta acum. Bine, am două ace. Dar pe unul l-a înghițit destul de mult, e în fund. Și n-avem clește de scos. Da, din nou. Ia uite-l. Ia uite, o mică știucă, cam cât palma. Să zicem așa. Da, bine că e mică. Acum trebuie să mă chinui. Ai, stai că m-am agățat în cârligul ăsta. Da, deci, după cum vă spuneam, e pește aici. Mai mic sau mai mare. Dar... Trebuie să ai răbdare. E extraordinar de greu să-l scoți pentru că-l înghite și acul ăsta e foarte ascuțit și trebuie să-l împingi într-un fel și după care să-l scoți. Dacă e clește dintre la special, merge foarte ușor, dar nu avem la noi. Așa că trebuie să mă chinui să-i bag un băț, să încerc să împing ca să nu rup acul. Asta e problema. Da. A reușit. Hai că a reușit fără să-i rup nici limba. Au. Și nici acul. Da. Ok. Asta e știuca. Nu mi-am dat seama mai devreme și am aruncat acea roșioară, de fapt două sau câte am prins. Și aș fi putut să dau la știucă cu aia. Deci, la băț fix, trage la știucă. Și am prins, vă spun și vă repet, dar sper să vă dovedesc. Știucă măcar atât, să prind mai mare. Da,
Așa că hai să continuăm partida. Yo, e agățată. O băgat-o. Eu am văzut, dar nu știu dacă are ceva sau doar o băgat-o în buruiană. Băi, iar pățesc așa și nu vreau să mă mai bag. Gata, i-a dat drumul. Au băgat-o în buruiană. Hai că am avut noroc, că după aia trebuia să mă bag în apă ca să nu rup tot firul. Asta așa. O trage, Regina, da, o bag la fund. Da. Am fost într-un loc. Târt. Așa, hai. Mamă, dar am venit mie să o mănânc, cât e de dulce. Așa. Acum așteptă mai bine să vină. Poate prinde ea mititei și dau la răpitor. Da. Deci nu o să vă vină să credeți tocmai ce am pățit. Mi-a căzut camera mare în apă. Trepiedul a pus exact aici. Exact aici l-aveam pus. A bătut vântul, bate vântul foarte tare. A dărâmat-o și camera a căzut din ăsta și s-a dus de-a rostogolul exact până în apă. Am prins-o, nu știu, n-a stat 2 secunde în apă. N-a apucat 2-3 secunde să stea în apă. Imediat, acum trebuie să storc. Ăsta am scos repede cardul, am scos bateria. N-am nicio idee dacă o să mai tare. Sper să nu fie intrat apă. Vai, deci acum l-am dezasamblat pe tot. Am scos microfonul, am scos tot din el. Și sper să fie ok. Sper să nu se fie întâmplat sincer ceva cu aparatul, că am belit-o. Nu prea văd să-i fie intrat apă. N-a apucat să intre. L-am șters bine. Și tare îmi doresc să n-aibă nimic. O să lasă să o suce și după care o să-l aprind. Deci dacă o să vedeți video complet și cu materiale de pe card, înseamnă că e bine. Sper. Sper să fie bine, sincer. Da, trebuie să las tot la uscat. Bateria e intactă, nu n-a apucat, dar vom vedea. Mamă, deci nu pot să cred. Mă, deci care erau șansele? Deci să cadă din ăla și să se ducă fix în apă. Deci fix în apă. Deci în apă, mă, s-a dus, băi, de-a rostogolul. Exact. Și exprea am pus-o, uite o roșioară, iar. Aia care am prins-o adineori, da. Băi, deci a bătut vântul, mă, era tocmai aici pus, doar știți. De aici s-a dus până în apă. Mamă. Ia uite. O reginuță. Alta. Da. Bine măcar că nu înghiți tot tare. Bine măcar că nu mai înghite până în fund să mă chinui după aia să o scot. Da. Hai băi, ieși. Tot intră. Ți-a intrat? Gata. Ia. Ei, stai mă! E pentru asta, uite, te bag aici cu ăștia și la urmă îți dau drumul. Așa, gata, intră acolo. Ia, la aia toate ceva. Da, măcar așa, câte unul. Vermuși avem. Bam! Ia să verific pe asta mare. Nimic. O plecat cu asta și eu... Yep. Regina, iar alta. Ce ai luat? Altă regina. Pleacă direct cu ea. Eram cu unita cealaltă. Intrăm aici, dacă voi vreți aici, vă bag aici, ce să-ți fac? Măcar așa. Te iubesc, reginele. Da, mă iubesc, reginele, măcar trage, asta e bine. Lasă, trag, nu mai contează. De ăștia mici, dacă mai prind de ăștia mici, mai dau așa la ei.
Am mai desfăcut asta puțin, l-am lăsat să se usuce bine. Văd că e aburit aici lentila și în partea asta e aburit destul de urât. S-ar putea să se retragă, mai pățit-o. Anul trecut fusese o pată undeva pe aici și s-a retras, dar nu l-am scăpat în apă, ci atunci s-a aburit singur. Sper că nu-i prea grav, sper, sincer, nu știu. Deci chiar sunt curios, aș face acum un test să văd dacă pornește. Eu zic că s-a uscat bateria și asta nu a apucat să intre pentru că... Băi, ce zic eu, ia uite. Are apă, mă, sau de unde e asta? Băi, tot are apă. Trebuie să o mai las să se usuce. Nu cred. Mamă, deci pagubă mare dacă nu mai merge camera. Mă, pe unde a curs? De unde curge apă? De unde curge apă? La baterie ce-i uscat. N-a intrat aici. Nu știu de unde curge asta. Fai de capul meu, nu se vede nimic. Negru. S-aude un bâzâit, nu știu dacă registrează sunetul. Așa vede camera mea în momentul de față. Da. Bă, dar ce s-aude în ea? Nu știu dacă mă aud eu, nu știu dacă înregistrează, fac un test de sunet. Da. Am scăpat camera în apă. Ui, gura mea. De fapt, vântul mi-a aruncat-o la 5 metri. Da. Și mi-a murit și bateria la GoPro. Și tocmai ce am început să prind pește. Nu mai am nici baterie, nici... Mișcă tot. Băi, dar lasă. Bă, dar ce-i cu vântul ăsta? Ce vânt? Nu înțeleg ce-i cu vântul ăsta. Deci dimineața era așa... Da, da, n-au ieșit viermi. Ăsta aici. Ăsta aici viermi, n-au. Ăsta trebuie să o suci. Ba. Yep. Roșioara. O altă roșioară. Dacă ar fi măcar mai măricele așa. I-a ieșit prin ochi. Păi stai. Stai că nu-ți fac nimic. Stai. Yep. Da. O, a plecat cu aia mea sau e a ta? Nu, e a mea. A plecat cu ea. A plecat? A plecat tare cu ea. Stai că... Ba nu. Ia aia, cu era? Stai că i-am zis că e a mea. Cu asta a plecat? Sau mai era unul acolo? Ia, bagă aici. Op. Cu asta a plecat? Nu, n-are nimica. Alta. Nu mai roșioare. Dar măcar ar fi puțin mai măricele, așa, mai frumoase. E bine, măcar că trage roșioara. Hai, mă. Te-am luat la japcă, cred că, pe asta. Dai, mă. Unde pleci? Iep. Dar cât de frumos trag roșioarele aici. Ah, stai cum am agățat. Ah, s-a agățat de cameră. S-a agățat de cameră. Ah. Da, roșioarele trag frumos, așa, dar cam de aceeași mărime toate. Deci toate la fel, dar trag așa frumos. Toc. Hai. Da. Abia arunci și imediat trage. Up. Net, unde pleci? Vrei să pleci? Ah, dai așa că eu vreau să văd măcar la final cât te adun. Le bag acolo și după aia le dau drum. Ok.
Filmează. Mamă. Nu se vede mai nimic. Da, noroc mai mare că asta nu puteam să am. Deci, după ce că a scăpat camera mare în apă, acum se usucă, i-am făcut un test, s-a aprins, bateria e ok, cardul e ok. Am filmările, o să le vedeți cu siguranță, deja le-ați văzut. Problema e că e aburit obiectivul foarte tare și se aude un zgomot destul de ciudat, nu știu dacă o să mai meargă. Și între timp mi s-a terminat și bateria la GoPro. Nu am nici cap la mine, nici o baterie să-l încarc, nu am absolut nimic. Și colac peste pupăză am prins o știucă mai mare, cam, nu știu, nu exagerez, hai să zic că de două ori și ceva mai mare decât cealaltă. Și am adus-o până la mal. În momentul când am ridicat bățul sus, a prins bățul în vârful, în copac, în creangă, am lăsat știuca jos în mal, cu gândul să mă duc să o iau și să trag după aia bățul, și într-o fracțiune de secundă știuca a rupt firul, l-a tăiat, pentru că are dinți foarte ascuțiți. Și am rămas și fără știucă, n-am nicio filmare oricum, că nu mai aveam baterie, aia nu merge, acum am zis ca să filmez cu telefonul puțin. Și vedem, am mai prins câteva mititele, niște roșiare, una alta, încercăm să prindem. Trage la răpitor, trage știuca bine. Acum încercăm și la boabă, am băgat într-o undiță așa, nu știu, o să vedem. Da, cam cu ghinion. Vezi de sus? Ce-am făcut, mă? Hei. Test. Test de sunet. Test video. Mamă, deci nu știu cum vedeți voi că filmează acum, dar s-a dereglat total, e invers camera, deci eu dacă o întorc acum, începe să se remedieze puțin ecranul, doar că e strâmb, nu înțeleg de ce. Deci eu acum filmez invers. Hai că și-a revenit, cât de cât. Da, începe să, nu știu dacă observați, se vede cât de cât. Se vede foarte încețoșat, nu știu cum se aude, dar începe să-și revină camera. Sper că e ok. Ne pregătim de plecare că... O să vedem acasă care e treaba, facem acolo închierea. Mamă, deci uitați-vă cum se vede. Cred că se vede și se aude cât de cât, dar nu am idee cum. Da, fraților, în sfârșit am mai prins și eu ceva. Am mai prins o știuculiță, la fel de mare ca cea pe care am scăpat-o mai devreme. Undeva la vreo, nu știu, 25 de centimetri, să zic. E destul de mare, e mai mare decât palma, se și observă. Și acum trebuie să mă chinui să-i scot acul, pentru că l-are undeva până aici. L-a înghițit cu totul, nici nu se focusează. Da, deci mi-e ciudă că nu mai am nici baterie la GoPro, nici camera încă nu merge și am să filmez așa cu telefonul, dar nu pot să filmez în timp ce pescuiesc. Deci uitați-vă ce dinți are. Au, dă-mă, mușcă. Deci e încă vie, doar că nu se mai zbate acum. Și trebuie să mă chinui. Am aici chestia asta, o să mă chinui cu asta să-i scot acu, pentru că am nevoie de ac. Nu mă interesează că îi rup limba, asta e. Mamă, deci uitați-vă. În gura ei aici, deci fiți atenți. Un mic monstru, nu focusează. Un mic monstruleț aici. Hai că am reușit, am scos-o. O băgăm aici. Am mai prins câteva ceva între timp. La asta am băgat aici vermuș să prind peștișori mici. Am mai prins peștișor mic și cu peștișorul mic am reușit să prind știucile. Stai că să nu se ducă în apă. Opa. Stai așa. E mai complicat treaba acum. Ok, hai, mișcă-te că știu că nu ești moartă. Îți revii acum. Da, așa. Bun, treaba merge bine. Dacă prindem așa măcar câteva știuce, uite ce se zbate. Aici se zbătuse una mare, cred că avea, nu știu, jumătate de kil, un kil lângă mine. Ia uite pe asta, cealaltă cam mierlit. Aș revine, asta e imediat. Da, așa e bine, câte puțin, câte puțin. Am ajuns acasă de la pescuit. A fost o zi neașteptată, pot să zic. În primul rând... Faza cu camera, nu mă așteptam să-mi cadă camera în apă. Mai exact. Da, tati, îți umplu baloanele imediat. Camera asta cu microfonul pe care l-am acum, microfonul e ok, s-a uscat. Deci n-a apucat să stea o secundă jumate, două în apă. Deci nu pot să cred că mi-a căzut camera în apă. Nu filmam în momentul ăla și nici cu GoPro. Deci aveam camera mare pe trepied, pusă pe stativ, la vreo 5-6 metri de apă. În spatele scaunului, aveam scaunul, aveam trepiedul pus acolo stabil, cât am putut-o de bine, deci chiar l-am stabilizat și l-am pus la depărtare. Plus GoPro care era prins și ăla de trepied.
și nu știu cum, deci a venit deodată un vânt foarte, foarte puternic. Într-o fracțiune de secundă am auzit doar poc, eram la câțiva metri. Eram la câțiva metri, mă dusesem să iau iarăși niște vermuși să bag în ac. Pac! A picat camera și nu știu cum s-a desprins, pentru că deci era prinsă în stativ, a sărit, s-a clichetul ăla și a dat drumul și camera efectiv a început să sară. Deci, băi, am văzut-o parcă cum sărea, deci eu am auzit doar poc și m-am uitat instantaneu și a început camera să sară și după aia să ducă în gol, până jos. Direct în apă și eu am, bine, în momentul ăla când am văzut că deja se duce, am început să fug după ea cât am putut de repede și am prins-o exact după ce a căzut, la o secundă, jumate, două, maxim, dar n-a stat atât de mult, n-a apucat să intre apă. Camera este identică cu cea care filmez, dacă nu știți, pentru cei care m-au râs de mult timp, am început să filmez cu camera asta, bine, filmam cu telefonul, la început cu alte camere și între timp mi-am mai cumpărat o pasta care era nou-nouță. Și acum se aprinde. A fost obiectivul foarte afectat, pot să zic, adică era o pată pe el. În momentul de față camera mea se deschide, stați așa că nu pot, camera se deschide. Deci acum tocmai ce mă pun să editez un video, camera se deschide, filmează, doar că îmi dă puțin eroare, zice că n-ar fi băgat obiectivul, ceva s-a întâmplat la obiectiv, bateria n-a avut nimic, cardul n-a avut nimic, materialele sunt intacte, am avut mare noroc că n-a stat mai mult în apă, că cu siguranță a rentat, plus că, da, tati, plus că eu în momentul când a căzut camera imediat am scos bateria, am scos cardul, am desfăcut obiectivul, am început să suflu nea, să o șterg foarte repede și am lăsat-o la soare să se usuce. Și s-a uscat și a revenit. Touchscreen, în schimb, parcă face puțin probleme. Sper să-și remedieze treaba și eu. O să umflu și baloanele, tati. Da, și nu știu cum s-a putut întâmpla treaba asta. Bateria la GoPro nu mai aveam. La un moment dat, deci am filmat două, trei secvențe cu telefonul. Și am mai prins niște roșioare, niște reginuțe. Am scăpat încă. O știu că exact în momentul când am plecat, deci am tras-o până aproape de mal și pur și simplu și-a dat drumul, s-a desprins din ac. Două ace mi le-au tăiat, știucile, și am reușit să mă întorc acasă cu două știuci și câțiva peștișori, dar pe care, bineînțeles, o să-i dau la pisici, n-am ce să fac cu ei. Mi-e ciudă, pentru că chiar am pierdut câțiva pești, pot să zic, niște știuci destul de frumoase, dar asta e. Nu erau acele pregătite, de fapt nailonul era prea subțire pentru că eu mă gândeam să dau la biban, nu la știucă. Mă așteptam să mai tragă și câte o știucă, dar da, asta e. Data viitoare o să fiu mai pregătit și în niciun caz nu o să mai las camera acolo. Deci o să pun camera, cred că la 10 metri, o să filmez doar cu GoPro. Pentru că nu pot să cred, deci GoPro n-a căzut în apă, deci doar camera asta a sărit în momentul impactului din prindere și s-a dus. Deci efectiv a fost șocat când am văzut-o că se duce direct în apă, că n-a intrat în apă, n-a căzut în apă. Da. Deci vânt, după care vântul mi-a luat toate sculele, mi-a luat pe acolo, o altă rafală a venit, a aruncat scaunul. Băi, deci a fost panoramă rău. Da, vântul ăla ne-a cam bătut. Le-a umflut, tati. Ne-a cam făcut, le-a umflumat, tati. Ne-a făcut vântul de lucru și cred că de asta nici n-am prins atât de mult pește pe cât ne așteptam. Da, plus că e foarte cald, e caniculă. Dar, na. Acum, a fost o zi frumoasă. Cam asta a fost video. Sper că v-a plăcut. L-a pescuit. O să mai facem clipuri. Așadar, da și voi acolo un mare like. Acum, sper să-și revină și camera asta, să fie la normal. Dar, 3 sferturi e deja ok. Doar că ecranul ăla mi se pare puțin cam ciudat. Așa că o să văd, sper să se usuce complet și să nu mai aibă nici o problemă. Dacă nu, rămâne cu eroare. Dar măcar pot să o folosesc, pot să filmez cu ea, poate microfonul e ok, am verificat, nu are nicio problemă. Dacă nu merge taciu, asta e taciu ca taciu, dar măcar pot să-mi fac treaba cu ea, să filmez. Noroc am și pe asta. Cam atât. Ne vedem data viitoare. Numai bine. Da, tati. De ce ai zuțul la jantor? De ce nu?